Plenul Camerei Deputaților a respins într-o ședință de plen în regim hibrid cele trei inițiative legislative ale unor membri afiliați grupului UDMR privind autonomia ținutului secuiesc și autonomia culturală a comunității maghiare din România. Două inițiative ale UDMR au fost respinse cu 260 de voturi pentru, 16 contra și o abținere, iar o inițiativă cu 255 de voturi pentru, 15 împotrivă și o abținere. Ministrul familiei, deputatul PSD Natalia Intoter, este de părere că orice inițiativă privind autonomia ținutului secuiesc trebuie eliminată din procedura legislativă. România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil. Orice inițiativă privind autonomia ținutului secuiesc trebuie eliminată din procedura legislativă cu maximă celeritate. Iar acest lucru l-am demonstrat astăzi prin votul covârșitor de respingere pe care l-am dat în plenul Camerei Deputaților la cele trei proiecte de lege depuse de doi colegi deputați afiliații grupului UDMR. Autonomia ținutului secuiesc este contrară legii supreme și nu poate fi considerată o expresie a democrației. Așa cum spunea și premierul Marcel Ciolacu, astfel de propuneri legislative izolate, care vizează autonomia ținutului secuiesc sau autonomia culturală pe criterii etnice, nu au ce căuta într-un stat democratic, a declarat Natalia Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse. De asemenea, deputatul PSD Natalia Intotero a salutat decizia președintelui interimar al Camerei deputaților Alfred Simonis de a demara o consultare amplă în Parlament pentru a identifica mecanismele statutare, procedurale, astfel încât procedurile neconstituționale să nu poată fi înregistrate la Camera Deputaților.